Dacă vrei să cumperi gemuri la un preț mai redus și chiar și Brawl Pass-ul, tot ce trebuie să faci este să intri pe primul link din descriere. Eneba este un partener oficial, trebuie doar să selectezi suma de gemuri sau chiar Pass-ul dacă vrei să-l cumperi și să introduci un referral, pe lângă vei primi și un cashback înapoi. Hai salut băieți și bine ați găsit la un nou videoclip. Pentru astăzi o să completăm Mastery-ul pe Leon și o să luăm acest titlu mirobolant. Așa că vreau să apăsați butonul ăla de like să faceți mai multe, să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Și desigur, ăsta este printre primele titluri pentru că nu avem chiar atât de multe. Adică avem 3 de la Brawler și 3 de la PES, deci 6 în total cum ar veni. Așa că o să vă las de fapt cu ultimele meciuri pe Leon să vedeți cât de mișto au fost. Și apăsați butonul ăla de like încă o dată dacă n-ați făcut-o încă și haideți să trecem la video. Bă, ne jucăm Mega Porcul pentru că la Mega Porc e destul de lejer, adică sunt meciuri foarte rapide, ceea ce este mișto, adică nu trebuie să aștepți foarte, foarte mult. Și de asta mă joc Mega Porcul. Plus de asta iei reward-ul ăla de 100, deci practic maxim reward-ul pentru că ai master la clubic sau habar n-am cum vine. Dar jucăm aici, ne cam bat ăștia, nu știu, bine, avem un comp extrem de prost, dar nu contează. Opa, stai că l-o tras de funduleț pe al meu. Avem ultimata, cred că am luat star power-ul ăla de viteză în bush, adică de viteză cum ar veni. Și aparent în mega purcelul ăsta a rămas modifierul de hituri infinite. Și că de-aia o să mă vedeți spamând cu Leonul ăsta. Acum harta asta și merge Leonul cei drept pentru că e foarte foarte bună harta asta de Leon. Dar nu prea avem noi gem carrier văd. Ne descurcăm cu ce avem oricum. Până la urmă sunt player de la mega purcel. Nu cred că ar trebui să ne facem chiar de mari griji. Ăla zici că a avut delay când a picat. Bă, ce-i posibil cu micoul ăla? În fine, cred că cam asta este meciul. Nimic special de fapt aici. În continuare chiar îmi place. Chiar îmi place modifierul ăsta. Mi se pare destul de mișto. L-au scos de la ranche, dar încă a rămas că mega purcelul ăsta. Deși mega purcelul dispare, oricum nu prea am profitat atât de mult. Dar în schimb, trebuia să facem noi niște mestri pe Leo, nu? 24.300. Bă, ne-a găsit următorul meci. Fiți atenți aici cum ce avem pe și cincă și pe ce hartă. Și aparent se abonează lumea. Dar sunetele alea de le-au zis pe fundal, se abonează lumea și n-am cum să le opresc aparent, habar n-am. Deși pe mi-a scos type stream-ul, nu știu cum de încă se aud. În fine, se mai aude câte un abonat așa pe fundal. Deci nu se vede, dar se aude. Cam asta e toată treaba. Bun, de la meciul ăsta nu prea am speranțe. Sincer, vă spun, nu prea avem speranțe deloc. Adică având în vedere ce comp au adversarii și ce comp avem noi, nu prea am speranțe mari. Dar încercăm, cine știe, avem baz. Modifier mi se pare copicat de nu poți să dai stun și totuși al meu totul la baz. Deci da, bă, asta cum zice, stun-ul nu funcționează, deci bazul este inutil. Că dai cu ghige, că dai cu ultimata, s-a cam dus, cred că de râu pe el. Poate îl facem pe ăsta să sară. Bă, cam întârziat o sări băiatul ăla, sincer. Să punem aici un gadget. Stai mă așa că poate îl... Fii atent că îl batem pe ăsta și resetăm. Bine, perfect. De unde e Angelo? What? Uite-l acolo, ok. Bine. L-a luat în lume pe Angelo. Cred că îl bate, cred. Bă, l-a bătut. No way. Nu te cred că am câștigat. What the heck? Chiar am reușit să câștigăm meciul ăsta, bă. A jucat-o cu cordelul ăla de toți banii. Na, nici nu îți trebuie mid, mă, nu îți trebuie brawler bun. Ești, te joci cordelul, să-l iei în lume așa cu gemurile și gata, GG. Ce ia fără gemurile, bă, incredibil așa ceva. Bă, ne apropiem de mastery. Să luăm și noi titlul ăla frumos. Nu știu exact, avem 24.400. Let's go. Deci, practic, ne mai trebuie destul de puțin. Ne-a picat knockout. Acum, din nou, al meu mi se joacă buzz, nu mai știu exact ce modifier este. Sau? E ăla în care ai așa un fel de damage, de tenția pe albina. Deci dă câte puțin damage, gen constant. Ciuda modifierul ăsta nu prea îmi place, sincer e mai mult enervant decât unic. Nu știu, pentru că damage oricum nu se simte și... Ok. Bă. Nici nu știu ce să spun despre runda asta. Nici nu știu, s-a dat și gadget. Nici nu știu ce să spun de runda asta. Habar n-am. Bă, deci ăla se învârte vere cu Piper. Doamne, ferește. Ce comp au ieșit, ce comp avem noi și ăla mi se învârte și pune pinul de la macerina. Bine.
Las că ne facem noi ultimata, nu? Măcar avem o IV. Mai pot să facă ceva cu IV. Cât am? Dar nu prea am eu din ultimata, mă, cam asta e problema. Hai să punem aici un gadget. Dacă am făcut, opa, bă, vezi că l-am omor pe băiatul ăla, i-a dat acolo un full hit. Perfect, avem și ultimata într-un mini hit, cred. A, da, și al meu cu ultimata e bine. S-a jucat baz meciul ăsta. Bine, Hyper Charge nu cred că oricum reușesc să-mi fac eu pe băiții ăștia, pentru că pe Leon se încarcă foarte greu și pe Knockout nu prea cred că am cum, dar important este că avem ultimata și cel mai probabil o să câștigăm runda asta. Deci se întoarce roata la băiatul ăla cu Piper. Chit că au comp net superior, dar putem să-i batem destul de lejer. Nu sunt tocmai cei mai buni player la Mega Purcelul ăsta și era să mor. La propriu era să mor. Am o dată. Mă ajut ce să-mi fac din Hyper Charge, din ce să fiu, dar îi fac la asta ultimata mie că... Bine, hai că merge. Bun, mai avem un gadget. Bine, nu prea ajută gadgetul ăsta, sincer, deloc. Adică chiar e inutil gadgetul ăsta. Dar îl punem și noi, să fie și el acolo. Puțin invizibilitate nu strică, poate mai verifică și ăștia pe acolo, deși nu e nevoie. Mă ajut ce cu ultima, dar nu știu în cine. Mă ajut ce în Angelo, dar are ulta acum. Opa, stai cu minte cu Angelo ăla. Sau să-mi fac... Hai că-mi fac eu hyper-ul dacă e. Bun. Buci, bine, a dat stand-ul ăla bine. Mi-a dat ultima, dar să mă plimb și eu pe harta. Că nimic n-am făcut cu ea. Bine, măcar a mers un kill. S-a întors roata, bă, la Piper. S-a întors roata. Se spinuia băiatul când a făcut și el, când a luat o rundă. Hai să trecem la ultimul meci. Let's go, mă. Ne-a găsit și meciul de mastery, mă. Deci dacă reușim să-l câștigăm pe ăsta, luăm și noi titlul de Sneaky. Sneaky, Sneaky pe Leon. Eram destul de aproape și am zis că să-l facem. Totodată cel pe Piper văd că v-a plăcut videoclipul, așa că s-ar putea să vă placă și ăsta. Mai ales că e pe Leon. Leon e un brawler iubit de lume, cred. Nu știu ce modifier ne-a pierdut. De asta cu power up, urmă, dar cred că sunt mort aici. Nevermind, hai că luăm noi. Merge, îmi place încă. În continuare îmi place foarte mult skin-ul ăsta pe Leon. Chiar mi se pare genial. Și... Bă, de acum văd că ăștia au Melody și... Doamne, ce mă enervează Melody asta. Abia aștept o dată să primească nerf. Nu se mai poate cu Melody, la cât de OP e Melody. What the frick s-a întâmplat acolo? Lasă că colectează. Țiganul face colecție de power-up-uri. Are decât 6 momentan. Hai, iar și pe aia, hai că nu l-a luat pe al 7-lea. Mergi, oricum cu 6 nu cred că ar trebui să-l poată bate nimeni la cât damage de și la cât HP are. Dar merge, avem și Hyper Charge-ul momentan. Suntem aproape de ultimata dacă avem nevoie. Bine, avem nevoie, îți dai seama. Avem și un gadget care să-l pun, să nu-l pun. Nici nu contează dacă-l pun sau nu. Avem Hyper-ul acum. Bă, dar vezi că o egalat ceva. Nu știu cum au ăștia 40%. Deci că nici nu a fost pe zonă deloc. Cred că ăla cu Melody ce-o mai putut să ia. Bun, ăsta mort. Vine și Melody. Mamă, cât damage are, 10 power. Bă, zici că se joacă showdown. Al meu se joacă solo showdown. Uite, tălăl face colecție de power up. GG. Da, cam ăsta a fost și meciul de mastery. Cred că am completat. Mi se pare că am peste 70. Adică 24.700. Star player-ul ăla, normal, cu ăla ăsta cu 100 de power-up-uri. Dar da, avem, am făcut 24.800. Mastery rank up. Ce să zic, hai să dăm frumos să luăm. Opa, stai mă, că ăsta-i Cordelius. Stăteam cu Cordelius pe fundal. Luăm frumos pe Leon, bam, titlul The Sneaky, tată. Sneaky, Sneaky, GG's. Bun băieți, cam atât și cu acest videoclip. În final am terminat și acest titlu pe Leoniste al treilea, pe al treilea brawler. Am completat și profilul, am uitat să vă arăt, dar am pus frumos așa toate chestiile astea de la Leon. Pinul, profile, bă, dar nu înțeleg de ce nu mi se... Deci tot pun într-una chestia asta cu Leon și nu mi-o lasă. Nu știu de ce. Ce are mă de nu mă las? Unde mă asta pe Leon? Bă. Am trecut de ea, mă, unde e, mă, profilul, că nu cu Leon? Aici, bun. Deci tot timpul las chestia asta așa cu Leon și mi se schimbă în asta, gen de aici, albă, nu știu de ce, în fine. Arată acum așa player ăsta, gen mi-am pus pinul, frumos aia de la profilul, că nu de la Mastery, cu Leon și titlul. Arată destul de interesant. Urmează și pe alți brawler, curând, cât de curând, așa că eu am fost așa și noi ne revedem data viitoare. Numai bine!
Pa, pa!